Un lucru este clar. Guvernarea PSD a eșuat. În spitale, probleme peste probleme. Educația este subfinanțată. Economia României este bulversată, mai ales după Ordonanța 114, dată în mare taină la sfârșitul anului trecut. De autostrăzi nici nu poate fi vorba. Despre justiție? Păi întreaga guvernare PSD-istă a fost un asalt asupra justiției și a statului de drept din România, cu obiectivul clar din partea PSD-ului de a pune mâna pe justiție, de a politiza justiția ca ei să-și rezolve dosarele penale. De fapt, PSD-ul nici nu guvernează pentru români și pentru România. PSD-ul guvernează pentru Dragnea. PSD-ul este incompetent și incapabil să conducă România.